În conferința generală UNESCO din 17 noiembrie 1999, ziua de 21 februarie a fost proclamată Ziua Internațională a Limbii Materne. Cu acest prilej, statele membre UNESCO s-au angajat să contribuie la protecția și revigorarea bogăției diversității culturale prin promovarea limbilor ca formă de comunicare, interacțiune și înțelegere între diferite popoare. Dobrogea este cea mai bogată zonă a țării când vine vorba de multiculturalitate și asta pentru că aici trăiesc cele mai multe comunități etnice. Pentru comunități precum cea a armenilor, rușilor, lipoveni, grecilor sau turcotătarilor, este extrem de important ca limba maternă să fie păstrată, ea fiind un simbol al etniei. Dobrogea este un model de interculturalitate, mozaic etnic, model de conviețuire fără prejudecăți a minorităților cu populație majoritară. Cercetările arată că în cazul elevilor vorbitori de două sau mai multe limbi există o serie de avantaje ce țin de dezvoltarea cognitivă, motiv pentru care trebuie încurajat și susținut bilingvismul. Creșterea capacității creierului, flexibilitatea în gândire, o mai bună înțelegere a structurilor gramaticale sunt numai o parte dintre avantajele care susțin importanța predării limbii materne.